Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. O inimioară din casa mea în casa voastră. Sănătatea e puțin, ne mai dorim, facem astăzi un live foarte bun, mai ales că suntem în prag de sărbători. Vă salut cu mult drag cu toată lumea și bună ziua. Așa, suntem aici câțiva, puțin ne mai adunăm, da? Live-ul rămâne aici, apoi o trec pe canalul meu de YouTube. În bucătărie la Zidana Uzacu. Vă salut, vă salut. Bună ziua, Zidana, Daniela Andronic, ești prima care ți-am văzut, deci, comentariu, dar aștept puțin să ne mai adunăm câte o inimioară și din ce țară, din ce colț ale lumii mă urmăriți. Bună la toată lumea și sărbători fericite. Așa, vă salut, vă salut. Bună seara la toată lumea. Bună ziua, Silvia Andronic. Tot ești? Daniela Andronic, prima, a doilea, Silvia Andronic. Auzi, Nicoleta Dumitru, bună, 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 suntem aproape deja 200 în câteva minute, Radu Rudica, bună ziua! Vă salut, sărbători fericite din România, sărbători fericite și de la mine, din casa mea, în casa voastră, ajung peste tot. Bună ziua Iași, bună ziua toată lumea, da? Așa, bună, 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 sărbători fericite, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag. Așa, încă puțin, în câteva... Deci, secunde ca noi să ne adunăm ca să distribuim live-ul cât mai departe, cât eu nimeni ar, vă rog, care sunt în grupul Învață a găti cu noi, cu mare drag. Deci, vă rog să-mi distribuiți live-ul și în acel grup, că eu sunt fondatoare la acel grup. Sunt foarte multe persoane, foarte multe gospodine minunate care, într-adevăr, se împărtășesc cu rețetele voastre. Ne adunăm și acolo, dacă doriți, da? Așa se numește, Învață a găti cu noi, Facebook-ul, cauceți, vezi, ca să-ți iasă, da? Bună, 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 dragii mei prieteni din Austria, salut Austria, salut Galați, salut Iași, salut București, Ucraina, Spania, salut Galați, din nou Chișinău, Oxana, bună ziua, așa, Italia, bună ziua, Ploiești, așa, încă puțin ne mai adunăm și astăzi vreau să vă fac ceva foarte interesant, un tratament, nu stau mult aici cu voi, dar acest tratament este pentru toată lumea, dar mai ales pentru persoanele care suferă cu ficat sau au ficatul gras sau au infecții la ficat sau într-adevăr este o hepatită ascunsă sau hepatită A, B, C, ele există foarte multe forme sau o ciroză. Așa, dar eu am să vă explic pentru ce mai este și acest tratament care îl fac aici câteva minute cu voi. Noi suntem în prag de sărbătoare și noi când sunt sărbătorile noi foarte mult păpăm. Ne alintăm cu diferite dulciuri, da? Dulciuri, carnuri grase sau mâncare grasă. Noi, deci nu este o digestie corectă, da? O digestie bună sau automat ne balonăm. Uitați-vă, astăzi vă arăt ceva foarte interesant care tu în căsuța ta poți să-ți faci ca să-ți fie bine când ți-e greu la stomac, când te-ai inflat la burtă, când te doare stomacul, da? Când, deci, nu lucrează colonul bine sau când nu poți pleca afară. Bună ziua, Portugalia, bună seara! Bună ziua, bună seara, la cineva este seara, la cineva este bună dimineața, la cineva este bună ziua. Așa, Constanța, bună, bună. Hai, vă rog, lăsați câte o inimioară. Cu mare drag, eu merg cu tratamentul meu și vă arăt aici. Așa, dragii mei prieteni, eu am să vă arăt astăzi un ceai perfect. E un ceai, e o tinctură. Dar poți lua în formă de ceai, ia uitați-vă, da? Eu îl iubesc foarte mult, dar știți ce, mai ales pe timp de sărbători, sau când avem noi o sărbătoare, sau când avem o zi de naștere, mai ales când noi păpăm mult, mai ales când noi ne alintăm, fiindcă noi știm că la orice sărbătoare, fie el și Paștele, fie el și Crăciunul, fie el orice sărbătoare, cu siguranță, deci, noi păpăm mult. Spuneți să mă aștepte, da? Așa, noi luăm mult, noi luăm multă mâncare și automat, deci putem să ne inflăm și la burtă, putem să ne inflăm și la față și mânuțele și câteodată încade câte o piatră la stomac. Astăzi vă fac un ceai foarte bun pentru digestie, dar și pentru ficat. Hai cu toată lumea, eu l-am aici făcut, eu foarte mult cred în ceai, mai ales din buriene naturale, foarte multe, dar eu astăzi vreau să vă fac cu voi aici. Ia uitați-vă, da? Deci eu am deja tot gătit. Așa, ia, azi vă arăt, eu sunt aici cu voi. În primul rând, eu am pus 1,5 litru de apă. De ce 1,5 litru? Fiindcă la mine bea și eu, și soțul, și mama, deci întotdeauna fac mai mult.
mai mult ceai, dar tu poți pui numai într-un litru de apă și am nevoie de o bucată de coajă de rodie. De ce rodie? Rodie ajută foarte bine de a scoate, eu am înțeles acușbe. Spune. Colesterolul din sânge și îl ajută foarte bine la ficat. Și într-un litru de deci jumate eu am să-mi tai o bucată de rodie. Ia uitați-vă, coaja. Noi vorbim de coajă. Clasic, fructul noi îl mâncăm, că el este foarte bun pentru hemoglobină, da? Dar coaja. Coaja de la rodi. O bucată nu mare așa să fie ca o nucă. Ia uitați-vă, da? Așa. Și eu o pun, deci, în apa mea, în vasul meu cu apă. În afară de asta, eu mai am, deci, cunoașteți toată lumea care este mecieșul, da? Eu am spun 10 fructe de mecieș. De ce mecieș? Că în afară mecieșul ajută la rinichi, la scoate apa din organism, cu siguranță îl ajută și la ficat. Și eu voi folosi 10, 1, 2, 3, 4, 5, așa, 6, 7, 8, 9, 10. Nu multe, da? Ele ajută foarte bine la pietre, la rinichi. Automat, când noi am pus apa, ea schimbă culoare. La mine apa este fiartă. Ea schimbă culoare. Și clar că îmi spun și mătasul de porumb, toată lumea o cunoaște, da? Este foarte bun pentru digestie. Ea, de la ea, aduce apa din organism și ajută formidabil pentru, deci, a lucra, a curăți ficatul bine. Eu am să-i pun așa și ea ca o nucă, nu mai mult, ia uitați-vă, da? Așa, o pun aici în vasul meu. Și așa mai pun numai decât rădăcină de păpădii, fiindcă rădăcina de păpădii este pentru cancer de ficat sau pentru hepatit, pentru persoane care au hepatit. O bucată de rădăcină de păpădii. Dacă îți mai întreb pentru ce mai este pentru deci ficat, ca să luăm, este foarte bun ginșenul, dacă ați auzit, polienul, propolis, sunătoarea, la fel este foarte bun, că ajută la digestie. Ele sunt foarte bune, chiar lăpțișorul de matcă, pentru cine au auzit, da? Așa, și clar că mai este bună rastoropșa, pentru cine au auzit ce înseamnă rastoropșa, dacă noi vorbim de ficat. Dar rastoropșa poți să o faci chiar să o mănânci în praf, să o dai prin râșniță, da? Dar este foarte bine chiar să o mănânci așa crud. Ea ajută, chiar ca rădăcina de păpădii. Poți să o iei în pulbere, dar poți să o iei în ceișor. Fix așa am și rădăcină de ginșen, el este foarte bun pentru cancer, foarte bun pentru imunitate, pentru metabolism. Dar rădăcina de ginșen poți deci să o iei și în praf, să o fărâmi foarte bine în praf. Automat, ia uitați, ceaiul meu cum s-a făcut, dar el este foarte bun. Și aici mi-a trezit, da, n-am, că pentru ce mai este acest ceai? Nu numai că se ajută la digestie, dar cu siguranță ajută foarte bine la ficat, la balonări, la pancreas, dacă noi am mâncat ceva și nu este sănătos, sau dacă noi am mâncat foarte mult, dar rodia, la noi se numește rodie, granat, da? Deci coaja de la granate este foarte bun pentru imunitate, din ea se face chiar și praf, se vinde în capsule, dar noi nu avem nevoie să cumpărăm capsule, noi putem să facem, deci, să o uscăm, o punem în praf sau o mâncăm, sau chiar facem un ceișor. Deci, ceaiul meu este gata, îl mai las câteva 3-4 minute să fiarbă și cu siguranță eu pot să-l iau. El este foarte bun, mai ales că are și măcieș. Măcieș e formidabil pentru rinichi, pentru a scoate infecția de la rinichi. Așa ce ai poate să-l facă oricine. Ia uitați, el este cam roșietic, da? Da, este normal din partea la măcieș, dar ajută foarte bine. Și aici mă întreb cât zi, Dana, să luăm? Poți bea chiar și un litru pe zi, da? Dar poți bea chiar și o lună, dar te oprești după 30 de zile, te oprești cu siguranță, deci bei o lună, ai să vezi cât de bine îți curiți corp. Este foarte bine, ajută foarte bine, mai ales dacă noi avem deci apă în organism sau mâinile înflate sau picioare înflate. Asta este că nu lucrează bine ficatul, asta este că nu lucrează bine sângele, asta este că nu lucrează bine rinichi, da? Și deci formidabil. Acest ceai poate să le iei și bărbații, da, poate să le iei și bărbații, copii. Poate le iei copii, dar în formă mai, adică nu atât de tare, da, cum l-am făcut eu. Dacă noi, pentru noi, l-am făcut în 10 fructe de măcești, îi pune 2-3, nu mă fă, dacă tu știi că are o infecție la rinichi sau, mă rog, chiar și niște paraziți. Așa, deci, aici rămâne live-ul meu, trebuie pe canalul meu de YouTube. Deci, acest ceai, cu siguranță, ați te ajut foarte bine, mai ales când suntem în prag sărbători și noi popăm mult și cu
Câteodată ne blocăm. Chiar este problema când ne blocăm și cum colonul. Eu vă rog să-mi distribuiți like-ul, să ajungă cât mai departe, cât mai în toate colțurile ale lumii. Vă doresc sănătate pentru cei care nu ne vedem până la anul nou, dar azi mă stăruiesc să mă intru într-un live, două, da? Și azi mă stăruiesc într-un live-ul, că azi este ziua de live. Mă stăruiesc ca să vă răspund la toate întrebările voastre. Cu voi a fost Zidana Ozacuna, aveți grijă de voi, sănătate, numai bine și pace și dragoste, sănătate în casa voastră.